Continuăm jurnalul cu o informație de ultim moment, doamnelor și domnilor. Judecătorul Camelia Bogdan a fost exclusă din magistratură și această decizie a fost luată, înțelegem, după înregistrările apărute în spațiul public cu fostul președinte Traian Băsescu, înregistrări puse la dispoziția publicului de fostul deputat Sebastian Ghiță, dispărut deja de foarte mult timp. Vă amintiți, în acele înregistrări Traian Băsescu vorbea și despre Laura Codruța Chioveși și despre Florian Coldea și despre Camelia Bogdan, dar și despre cum au fost rezolvate anumite dosare, cum au fost retrași din magistratură prin arestare anumiți judecători. Colega mea, Liliana Năstase, poate veni cu detaliile acestui subiect. Lili, bun găsit! Cine a decis excluderea din magistratura a Cameliei Bogdan? Bun găsit! Decizia de excludere din magistratura aparține secției pentru judecători de la Consiliul Superior al Magistraturii. Camelia Bogdan făcea obiectul unor verificări începute anul trecut, după ce a fost acuzată că ar fi încasat 10.000 de lei de la Ministerul Agriculturii, de la un seminar, de fapt, organizat de Ministerul Agriculturii, chiar în timp ce judeca dosarul în care Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru spălare de bani. Verificările s-au întins pe mai multe luni, astfel că secția pentru judecători a luat această decizie. Ea însă poate fi contestată la Înalta Curte de Casație și Justiție de către Camelia Bogdan în 15 zile, judecătorii fiind cei care stabilesc dacă va fi sau nu exclusă din magistratură. Până acum, toți cei care au atacat la Înalta Curte deciziile secțiilor de procurori sau judecători în ceea ce privește sancțiunile administrative au avut câștig de cauză. E o procedură normală, Lili, s-a mai întâmplat acest lucru în istoria modernă a României, ca un magistrat să fie exclus, că nu înțeleg, exclusă definitiv, mă rog, sau doar pe perioada cercetărilor? Nu, cercetările au fost finalizate din punctul de vedere al secției pentru judecători. Camelia Bogdan nu mai poate activa în magistratură, însă ea are posibilitatea să atace această decizie la Înalta Curte, pentru că numai un judecător poate stabili dacă exclude sau nu o persoană din funcțiile pe care, din funcția pe care o deține, profesia practic pe care o deține Camelia Bogdan. Ei au considerat însă că trebuie exclusă din magistratură, avea o posibilitate a avertismentului sau diminuării salariului pentru o perioadă prestabilită. Deci înțeleg așa, Camelia Bogdan este exclusă din cauza acelor bani primiți ca bursă, da, de la Ministerul Agriculturii. Nu are neapărat legătură cu ceea ce a apărut în spațiul public în ultima perioadă prin acele înregistrări puse la dispoziția publicului de fostul deputat Ghiță. Nu. Verificările au vizat participarea Cameliei Bogdan la acele seminarii, iar secția pentru judecători a considerat că ea în acel moment s-ar fi aflat în conflict, într-un conflict de interese, întrucât a judecat un dosar în care Ministerul Agriculturii era parte civilă, respectiv în dosarul în care, așa cum am spus, Dan Voiculescu a fost condamnat pentru spălare de bani. Da, celebrul dosar ICA. Mulțumesc tare mult, Liliana Năstase, pentru precizări. E în legătură directă cu noi în acest moment și jurnalistul Cornel Nistorescu. Bună ziua, domnule Nistorescu. Iată, o decizie luată de secția de judecători de la CSM în ceea ce privește pe doamna Bogdan. Repet încă o dată, este vorba despre acea cauză în care doamna Bogdan este acuzată că a primit niște bani de la Ministerul Agriculturii. Cinstelor, cinste judecătorilor. Asta este un semn că mai avem resurse și că justiția românească are resurse să-și recupereze terenul pierdut și momentele de umilință și de folosire. Până acum CSM-ul, sau până nu de mult, CSM-ul a fost un instrument de dispută politică. A fost folosit, cel puțin pe vremea doamnei Ioana Schmidt-Hăineală și a precedenților și un pic după, ca un instrument de intervenție politică. Faptul că iau asemenea decizie, nici mai vedem de toată considerația. În acest moment, sigur, se ridică și niște întrebări de genul... Ne bucurându-mă de niciun fel. Eu nu mă bucur de necazul femeii respective. Sigur, nimeni nu se bucură.
Dar știți, au mai fost niște momente de-a lungul timpului în care au fost ridicate aceste probleme și CSM-ul nu a reacționat. Putem avea vreo explicație pentru care a reacționat acum? S-au mai schimbat și oamenii în CSM 1. 2. S-a schimbat și presiunea din exterior. S-a schimbat peisajul în care lucrează CSM-ul. Nu mai este același. Mă miră pentru că pentru mine respectiva doamnă părea mai degrabă un instrument în câmpul tactic, ca să zic așa. Un actor în câmpul tactic. Era doar o părere pe care v-ați făcut-o dumneavoastră ca să... Din datele pe care le aveam între judecători, să știi că se știe cine te înfundă. Există care la foc automat, există judecători care dau sancțiuni la foc automat și care sunt bănuiți de judecători, pentru că judecătorii mi-au povestit asemenea lucruri, care înfundă și condamnă pe bandă rulantă în acord sau în consonanță sau în armonie cu SRI-ul, poftim. Da? Oricum, e o chestiune interesantă. Vedem ce va spune și instanța, pentru că știm cu toții, doamna Bogdan are dreptul să conteste în instanță excluderea din magistratură. Mulțumesc tare mult, domnule Nistorescu, pentru intervenție și pentru comentariu. Iată, e informația momentului. Cu siguranță vor curge reacții pe acest subiect și vom relua discuțiile în legătură cu subiectul respectiv, mai ales că în ultima perioadă dinspre CSM au venit tot felul de reacții împotriva presei să nu mai discute în spațiul public despre ce se întâmplă cu anumiți magistrați. Iată că mai sunt momente în care presa discută și la un moment dat CSM-ul ia o decizie despre care presa vorbea de foarte multă vreme. Continuăm știrile.